Un bărbat a descoperit cu ajutorul unui detector de metale o monedă despre care se crede că ar fi una dintre primele monede de aur din Anglia. Acesta ar putea încasa în câteva zile în jur de jumătate de milion de dolari. Moneda din aur Henrik al treilea a fost descoperită pe un teren agricol din Devon. Aceasta a fost bătută în jurul anului 1257 și îl înfățișează pe fostul rege Englez așezat pe un tron ornamentat, ținând în mână un glob și un sceptru. Este una dintre cele opt astfel de monede găsite până acum, o parte din ele fiind expuse în diverse muzee potrivit Digi24. Bărbatul care a descoperit moneda își dorește să rămână anonim. El a aflat că moneda este o adevărată comoară după ce a postat pe Facebook o fotografie cu ea și când a văzut-o, Gregory Edmund, un numismat de la casa de licitații Spink Son. A fost una din puținele lui descoperiri. Nu-i venea să creadă ce a găsit. A fost o descoperire întâmplătoare în timp ce prospecta în conformitate cu prevederile legale. A declarat Edmund pentru CNN în conformitate cu reglementările legale din Regatul Unit, bărbatul care a găsit moneda poate să o păstreze și să o vândă pentru că aceasta nu face parte dintr-o descoperire mai vastă. Licitația va avea loc duminică iar bărbatul ar putea să obțină în jur de 400.000 de lire sterline, adică aproximativ 546.000 de dolari, potrivit estimării casei de licitații Spink Son din Londra. Regele Henric al III-lea a condus Anglia din 1216 și până în 1272, când a murit, fiind una dintre cele mai lungi domnii din istoria țării.